Întrebarea din această seară, pe care am fost impresionat și îndemnat să o aduc înaintea noastră a tuturor, să mi-o adresez întâi mie, în timp ce am studiat cuvântul acesta, și apoi să o aduc înaintea noastră a tuturor. Ești tu ucenic al lui Iisus? Sau ești doar un tovarăș de credință cu alți oameni? Ești tu într-o legătură personală cu Domnul Iisus Hristos? Sau ești parte dintr-o instituție teologică sau de binefacere sau de orice altă natură? Ai tu această legătură personală cu Dumnezeu și poți să declari în inima ta în seara aceasta că ești ucenic al lui Iisus? În cartea profetului Isaia, la capitolul 54 și de aici versetul 13, Domnul spune care este planul lui cu biserica lui Dumnezeu, ce țintă are Dumnezeu în minte. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, nu ucenici ai templului, nu ucenici ai poporului Israel, nu ucenici ai fariseilor, saducheilor, preoților sau cărturarilor. Nu, fiii tăi vor fi ucenicii Domnului, aceasta spune Biblia. Acesta este planul lui Dumnezeu cu tine și cu mine, să fii un ucenic al Domnului. Acesta este planul lui Dumnezeu cu tine când vorbești cu prietenul tău. Planul lui Dumnezeu nu este să îl aduci în acest loc sau el să devină membru acolo unde ești un membru. Acest lucru se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Planul lui Dumnezeu cu tine este ca tu să îl aduci pe omul acela la persoana Mântuitorului și Domnul să facă din el un ucenic al Domnului. Pentru că există o altă categorie de oameni, dacă aveți Biblie, vă rog să le pregătiți și să le deschidem împreună. În Matei, la capitolul 23, versetul 15, este aici o categorie de misionari, de predicatori, de preoți, de pastori, de profesori de teologie, de tot ce ține de domeniul acesta spiritual. Este o categorie de lucrători foarte largă pe care o deplânge cuvântul lui Dumnezeu. Vai de voi, lucrătorilor, vai de voi, fiindcă lucrați. Dacă n-ați lucrat nimic, mai bine ar fi. Vai de voi pentru că faceți acest fel de lucrare. Și uitați ce fel de lucrare. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul. Discutam cu un prieten zilele trecute și mi-a spus că vrea să plece într-o călătorie în jurul pământului, în jurul lumii. Călătorie cu avionul, bineînțeles, se va opri în diferite țări, în jurul lumii. Dar să te duci în jurul lumii pe vremea aceea, nu era cu avionul sau cu, mergeai pe jos. Și să mergi pe jos în jurul lumii, e ceva distanță. Sunt primejdii teribile. Este un efort incalculabil, pur și simplu. Și unul era dispus să facă un drum de felul ăsta, să înconjure pământul sau să înconjure marea, ca să aducă pe unul unde și ce să facă cu un om. Zice Biblia mai departe aici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Nu un ucenic al Domnului. Nu. Voi aveți nevoie de un tovarăș de credință. Unul care să fie ca tine, să gândească cum gândești tu, să fie unde ești tu, să facă ce faci tu, să te imite pe tine. Tovarăș de credință. Urmăriți acum ce spune Biblia. La un așa efort incredibil să ocolești pământul și marea ca să faci dintr-un om un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi că faceți o așa lucrare! Ați înconjurat pământul nu ca să faceți un ucenic al Domnului, ci ca să faceți un tovarăș de credința voastră. L-ați adus la voi. Ce a devenit omul acela pentru că l-ați adus la voi și nu l-ați adus la Iisus?
pentru că l-ați făcut tovarășul vostru și nu l-ați făcut ucenicul lui Iisus. Ce a devenit bietul omul acela pentru care bietul de tine a înconjurat pământul și marea, zice Biblia, a devenit un fiu al Gehenei de două ori mai rău decât cel care l-a adus la credință. Am văzut o astfel de experiență, am văzut mai multe în viața mea, dar am să o menționez doar pe aceasta. Cineva care ani de zile, pe ploi, pe zăpezi, a bătut drumul la ușa omului acestuia, au studiat Biblia capitol cu capitol, au studiat toate temele care se puteau studia și în final omul acela s-a botezat. Wow! Și a reușit să facă din el un tovarăș de credință. Cu adevărat, un fiu al Gehenei a făcut din el de două ori mai rău decât el însuși. Am fost în biserica aceea personal, când acest tovarăș de credință era la amvon și biserica jumătate striga una către el, el striga ceva către ceilalți, alții striga împotriva acestora. Era acolo un haos și un iad. S-a prăbușit cumva biserica aceea din cauza acestui tovarăș de credință, care a fost adus la religia cetățeanului acestuia, a făcut din el unul ca el, numai că dacă înconjuri pământul și marea să faci un om ca tine, nu o să mai fie ca tine. Uitați-vă ce se întâmplă cu o copie după o pagină și cu o copie după o copie și tu, atâta copie o fi tu și după tine altă copie acum, imaginează-ți că la un moment dat inscripția nu se mai vede nimic. Vai de tine dacă înconjuri pământul ca să faci din om un tovarăș de credință. Omul acela va deveni un fiu al Gehenei de două ori mai rău decât tine. Așadar, planul lui Dumnezeu cu biserica lui Dumnezeu nu este să facă tovarăș de credință, care să fie mai târziu tovarășul fiu al Gehenei. Nu. Planul lui Dumnezeu cu biserica lui este să meargă în lume și să conducă lumea la Domnul Iisus Hristos și să facă din oameni ucenici ai lui Iisus. Atunci biserica o să aibă altă față. Atunci biserica nu va fi formată din oameni de două ori mai răi decât cei care i-au adus la credință. Ci fiecare va fi adus și se va raporta la marele original, care e Domnul nostru Iisus Hristos. Ellen White spune, nu simțiți asupra voastră povara aceasta de a băga pe un om în tiparul vostru. Datoria voastră este să-l aduceți pe omul acela și să-l prezentați pe Mântuitorul și pe el să-l prezentați la Mântuitorul, după care să vă retrageți liniștiți și să-l lăsați pe omul acela față în față cu marele medic al sufletului lui, cu marele original, cu marele model, ca el să devină un ucenic al Domnului și nu un ucenic al tău. Tu trebuie să ieși din peisajul acesta. Nu trebuie să devii conștiință pentru omul acela. Nu trebuie să te faci pe tine însuți model și măsură după care să-l croiești pe celălalt. Că nu va ieși nici măcar ca tine, nu va ieși sărmanul om. Va ieși de două ori mai rău. Așa spune Biblia și Domnul, vaie-te pe oamenii aceștia, vai de voi pentru munca asta teribilă pe care o faceți înconjurând marea, înconjurând pământul, făcând investiții, ca să nu faceți altceva decât tovarăși de credință cu voi. Pe când planul lui Dumnezeu nu este să ca oamenii să devină tovarăși de credință cu noi, ci planul lui Dumnezeu este ca noi toți care suntem aici să fim ucenici ai Domnului. Nu cer în seara aceasta un răspuns public, dar fiecare dintre noi să ne uităm puțin înapoi și să ne întrebăm, sunt eu un tovarăș de credință sau sunt ucenic al Domnului? Sunt eu ucenic al Domnului sau sunt doar un tovarăș de credință? Bineînțeles că la credință ne-a adus cineva, cumva, prin cineva, printr-o serie de împrejurări. Dar dacă am rămas doar acolo, doar la acel început, dacă nu am fost aduși și prezentați Mântuitorului și dacă nu am avut acea întâlnire personală cu El și am devenit ucenicii Lui, încă nu suntem la credință. Nu suntem departe, dar nu suntem încă la credință. Ținta este
ca fiecare dintre noi să devină ucenicul Domnului. Acesta este idealul. Biserica nu trebuie să fie formată din tovarăși de credință. No. Biserica trebuie să fie formată din ucenici ai Domnului, adică în care fiecare norma de viață și modelul nostru și steaua călăuzitoare a vieții noastre nu suntem noi unii cu alții, pentru că biserica suntem noi până la urmă, biserica nu sunt pereții aceștia, noi suntem. Noi nu suntem modelul nostru propriu, ci noi toți avem un model care este persoana Domnului. Așadar, puneți întrebarea în această seară și întreabă-te în mod foarte, foarte serios. Ești tu un ucenic al Domnului? În ce măsură viața ta de credință este influențată, este dependentă, este subordonată vieții tovarășilor tăi de credință? Dacă ei fac ceva și tu faci ceva, dacă ei se roagă și tu te rogi, dacă ei nu se roagă nici tu, dacă ei vin la adunare, vin și tu, dacă ei nu vin, nu vin nici tu. Ești legat cu acest fel de legătură, ești un simplu tovarăș. Întâlnirea cu Iisus produce nu tovarăș de credință. Întâlnirea cu Iisus produce ucenici ai Domnului. Și Mântuitorul creează fiecare ucenic după chipul lui. Ajunge ucenicului să fie ca maestrul lui. Asta se întâmplă. Marele original. Acum, stând între acestea două, îți pui întrebarea, fiecare dintre noi suntem în poziția aceasta să ne întrebăm, nu este prea târziu pentru nimeni, dar este imperios necesar. Pentru că există riscul să-mi petrec viața ca simplu tovarăș de credință. Să nu fi cunoscut niciodată pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, aceasta e viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Aceasta e viața veșnică. Nu să fii tovarăș de credință. S-ar putea că și sunt multiple biserici în lume care s-au substituit Mântuitorului lor și promit mântuire oamenilor și condiționează mântuirea oamenilor de biserică. Și ca și când biserica ar administra mântuirea aceasta și ar vinde-o sau ar da-o cui îndeplinește anumite condiții, în timp ce biserica trebuie să-l conducă pe un om la izvorul mântuirii și să-i spună, frate, nu eu, ați văzut câtă grijă aveau apostolii, cât erau ei de alerți ca nu cumva cineva să se ancoreze de ei, nici publicul, nici frații din biserică și nimeni, în permanență ei deflectau pe cei care s-ar fi legat de ei, îi le îndrepta continuu ochii către Domnul Hristos, ochii la El, ochii țintă la Domnul. Nu, ce vă uitați la noi, au zis cei doi apostoli, ce vă uitați la noi, ca și când prin noi, luați ochii de la noi, fraților, ce vă uitați la noi? Iosif spune, nu te uita la mine că ți-am tâlcuit visul, vezi că e în cerul unui Dumnezeu, Daniel, fii atent că e altcineva, nu e în mine nimic special, altcineva este special. Și aceasta a fost permanenta lor grijă. Aceștia sunt ucenicii lui Iisus, cei care vor avea toată grija să nu lege oameni de oameni, să nu facă simpli tovarăși de credință. Aceasta este grija îngerilor. Îngerul i-a spus, nu te închina mie, închină-te lui Dumnezeu. Eu și cu tine împreună ne închinăm lui Dumnezeu. Aceasta este calea pe care Dumnezeu își conduce ucenicii. Am riscat și riscăm ca biserică să călcăm pe urmele altora care au făcut la fel și au ocolit pământul și au făcut tovarăși de credință. Au ocolit pământul și în campanii mari nu au făcut altceva decât să se recomande pe ei înșiși cine sunt, ce cred ei, ce fac și să spună altor oameni ce să creadă, cum să gândească, în loc să-i conducă pe oamenii aceia și să le facă cunoștință cu împăratul împăraților și domnul domnilor și să-i lase în prezența lui, după care să se retragă. S-au făcut eforturi imense în istorie și oamenii au devenit tovarăși de credință. Citeam săptămâna aceasta că în 1895 la Melbourne, frații au avut o campanie de evangelizare condusă de profesorul Prescott. În această campanie a fost prezentă Ellen White, A.G. Daniels și Willie White. Toți au fost acolo. Pentru prima dată, declară ei,
au fost expuși unui fel de evangelizare cum niciodată n-au văzut în rândurile advente de până atunci. Pentru prima dată. Profesorul Prescott a fost prezent în 1888 la Minneapolis, a ascultat mărturile celor doi mari solei lui Dumnezeu, aducând pe pământ și între frați cea mai sublimă solie venită din ceruri. Și ascultarea acelei solii, a neprihănirii prin credința în Hristos, a impactat așa de tare viața lui, încât omul acesta declară că a suferit o schimbare irreversibilă ascultând mesajul acela. Acum s-a întins un cort mare acolo lângă Melbourne și au participat oameni cu sutele, Ellen White scrie, din cea mai bună clasă, dintre cele mai bune clase de oameni care locuiau în locul acela, aglomerau teribil cortul acela. Ce s-a întâmplat? Profesorul Prescott nu vine înaintea oamenilor ca să le stârnească atenția cu calcule profetice. Vai, să vezi așa, să vezi pe dincolo capra aia ce însemnează, țapul ăla și cornul ăla îndoit și el alt și gheara aia și nu știu ce, ca să stârnească. El nu vine cu așa ceva acolo. Pentru că el știa că anul viitor o să vină altul care o să spună, nu, cornul ăla e strâmbat în partea stângă, nu e strâmbat în partea dreaptă și gheara aia să vezi că una e de cupru și una e de alt metal. Profesorul Prescott știe că aceste lucruri se vor schimba de la unul la altul. Și în fiecare prezentare, din fiecare seară, Ellen White scrie, Willie White scrie, Daniel scrie, toți scriu și-au lăsat mărturile lor, au fost pur și simplu transportați să vadă pe omul acesta prezentând fiecare adevăr din Biblie și în așa fel încât să-l conducă pe un om prin adevărul acela, să-l conducă la persoana Mântuitorului, după care se retrăgea ușor, lucrarea se îndeplinise. Chiar acolo spune Ellen White, chiar un subiect ca acesta al controversei sâmbătă-duminică, zice, chiar un subiect ca acesta, zice, a fost prezentat maestos în lumina lui Hristos. Și primul efect, spune A.G. Daniels, zice, ce am putut să văd cu ochii mei a fost că prejudecățile orașului aceluia împotriva adventiștilor au fost zdrobite și au fost spulberate. Primul efect a fost acesta. După aceea, s-a ridicat o generație de oameni care nu mai erau ancorați în oameni, ci erau ancorați în Hristos. Și ei, la rândul lor, ca prim semn al adevăratei lor convertiri, luptau să aducă pe alți oameni la același Hristos. Pe când încerci să faci tovarăși de credință, de ce biserici mari și multe pe planeta aceasta nu lucrează absolut nimic, nimic, nimic? Sunt doar niște cimitire. De ce cei mai mulți sau bună parte dintre creștini se pot numi creștini uscați? Au ca un copac, știți, copacul n-a căzut, dar e uscat. E acolo, stă în locul lui în care a fost dintotdeauna, dar e uscat. De ce? Pentru că nu au convingerea, nu au motivația Duhului Sfânt, nu-i lasă conștiința pur și simplu să aducă un om să facă din el un tovarăș de credință. Mai bine lasă-l în pace pe omul acela acolo. Nu au un obiectiv mai înalt decât acesta și n-au niciun motiv. De aceea oamenii stau pasivi și nu fac nimic. Dar acolo când oamenii aceștia au fost pur și simplu expuși prezenței lui Iisus, în toată lumea aceea a intrat un duh care i-a constrâns literalmente să-și invite familiile, prietenii, lumea de pretutindeni să o invite acolo să bea, să soarbă din izvorul apei vieții. Aceasta este diferența dintre ceea ce se numește evangelizare și nu este evangelizare deloc, mai degrabă ar trebui să fie numită altceva după numele bisericii și nu după numele lui Iisus, că Evanghelie însemnează Iisus. Acolo unde oamenii sunt aduși de oameni la alți oameni, dar nu sunt conduși la persoana Mântuitorului, unde sunt transformați și făcuți tovarăși de credință, dar nu ucenici ai lui Iisus. Este o diferență cât de la cer la pământ. Și pe cât pare de nevinovată, pe atât este de primejdioasă, pentru că oamenii, după ce au devenit tovarăși de credință, au fost asigurați de alți oameni că dacă au devenit tovarăși de credință, cu aceasta sunt mântuiți. Și în speranța aceasta înșelătoare, și-au petrecut viața și-au epuizat anii nefăcând nimic altceva decât fiind tovarăși de credință cu alți tovarăși de credință. Am văzut raportul vieții unor oameni. A slujit biserica atâția ani.
Pe omul ăsta nu a fost chemat să slujească biserica. Omul ăsta a fost chemat să slujească pe Hristos și Hristos e cel care l-a trimis pe el să slujească. El a slujit în numele lui Iisus. Tot ce faceți, voi pentru Domnul faceți. Voi sunteți slujitorii lui Hristos. Voi sunteți ucenicii lui Iisus. Voi la aceasta ați fost chemați. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului. Care este diferența dintre tovarășul de credință care vine la biserică, își scoate, știți, e templul acesta aici, hindus, nu departe de noi, și unii dintre voi ați lucrat prin familii de hinduși și ați văzut dumnezeilor prin cutiuțe, prin casetuțe, scoate frumos, îl șterge cu cârpa, îi pune un pic de orez în față, îl lasă câteva minute, după aceea îl șterge iară că s-a mai așezat praf, îl pune înapoi în cutiuță, îi ia orezul și-l de la pisică și atât, ne mai vedem săptămâna viitoare. Ăsta e tovarășul de credință. El vine aici, îl descuie pe Domnul, stă de vorbă cu el, bună seara, bine te-am văzut, și mâine după masă, când s-a încheiat biserica sau la prânz, îl încuie din nou în cutiuța lui, see you next week. Ne vedem săptămâna viitoare. Ăsta e tovarășul de credință. Ucenicul lui Iisus vine în locul acesta însoțit de Iisus, trimis de Iisus, vine aici să-L cunoască mai de aproape pe Iisus și pleacă de aici cu Iisus și ospățul sufletului lui este necurmat, spune Biblia. Nu este un ritual din acesta la care se participă, închidere, deschidere, rugăciune, studiu, vineri seara, sâmbătă dimineața, sâmbătă în masă, acasă, înapoi, sâmbătă ailaltă, de la capă și așa, ani de zile. Nu, viața nu este așa. Viața lui este ceva viu și proaspăt, pulsează. Fiecare zi. Vă rog, deschideți Biblia împreună cu mine în capitolul 50 din cartea profetului Isaia, în aceeași carte, și vom citi de aici de la versetul 4, în care Biblia arată: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El are experiențe cu Dumnezeu. El nu vine la biserică să audă experiențe. Da, e foarte frumos, sunt un setat să aud experiențele, copii, bătrâni, toată lumea are experiență frumoasă cu Dumnezeu. Dar ucenicul lui Iisus nu este un consumator de experiențe acesta. Ucenicul lui Iisus trăiește această experiență personal. Domnul a făcut prin mine acest lucru. Mă bucur să aud de la tine lucrul ăsta, pentru că mi s-a întâmplat la fel sau mi s-a întâmplat ceva care este complementar cu ceea ce am auzit. El are această experiență vie. Și aceasta îi dă confirmarea că el este împreună lucrător cu Dumnezeu. Pe când tovarășul de credință, el nu e împreună lucrător cu Dumnezeu. El e împreună lucrător cu un sistem religios de un fel de altul în lume. Asta e tot ce se întâmplă. Pe când ucenicul lui Iisus, oriunde merge pe pământ, este în permanență comuniune cu Iisus, Domnul îl conduce în diferite lucrări. Și așa spune versetul 4 de aici: Domnul mi-a dat acest dar ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Și scrie mai departe cuvântul în același verset: El îmi trezește în fiecare dimineață, atenție, nu în fiecare sâmbătă, frate, prietenii mei, nu în fiecare sfântă cină sau, în fiecare dimineață, te scol dimineața, și nici n-ai deschis bine ochii și darul duhovnicesc al lui Dumnezeu este deja înaintea ta. Deja te-ai trezit cu cântarea aceasta în minte, deja mintea ți-a fost ancorată într-un adevăr veșnic pe care Domnul ți-l dă proaspăt pentru dimineața aceea. Deja te-a pregătit pentru ce urmează să ți se întâmple în timpul zilei. Ești ucenicul lui Iisus și ești în permanentă conlucrare și formare. Ești împreună lucrător cu Dumnezeu? El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Ce viață seacă, uscată, nenorocită, moartă, rece, mucegăită este aceea de tovarăș de credință. Ce viață vie este aceea de a fi ucenic al lui Iisus. Nu ai răbdare să vezi ce mai face maestrul. Nu ai răbdare să vezi ce se întâmplă. Fiecare zi este o nouă istorie. Este o frumoasă pagină care se scrie și parcă nu-ți ajunge viața
Timpul petrecut cu Dumnezeu zboară pur și simplu. Ești ucenicul lui Iisus. Și când adormi, adormi în pace și când te trezești, ai deschis ochii în prospețimea și în noutatea unei noi istorii care se va scrie în fiecare dimineață. Nu există zi să te lase Domnul uscat sau pustiu. Nu de mult am fost invitat la o largă comunitate de frați țigani în localitatea Toflea, județul Galați. Ei au odată pe an o mare evanghelizare într-un cort. E o biserică foarte mare, la aproape 3500 de membri și o oaste mare de copii, 1900 de copii și tineri sunt acolo și vreo 700 și ceva de familii. Și sunt lucruri frumoase de văzut, de învățat și de trăit pe pământul acesta. Oriunde ne vom mișca, Maestrul nostru care ne-a făcut ucenicii Lui ne va deschide ochii și ne va atrage atenția la ceva frumos. Oriunde ne vom mișca, El va transforma chiar experiențe negative, plictisitoare, rele ale vieții la un moment dat, în ceva frumos, extraordinar. M-am rugat într-o noapte, fiind eu păstrat acolo în condiții prea bune pentru mine, nici prea mult bine nu e bun, m-am rugat, Doamne, ajută-mă să mă întâlnesc cu cea mai nenorocită persoană din comuna aceasta. Locuiam și eu într-un castel din același, știți dumneavoastră, cu turnuri, cu multe turnulețe așa. Nu erau turnulețe acolo, dar în orice caz un castel din acesta. Și m-am rugat într-o noapte, ajută-mă, Doamne, să întâlnesc și să cunosc cea mai nenorocită persoană din comuna aceasta. Și vorba englezului, sure enough, nici n-am apucat bine să mă rog, dimineața când eram la ceai, a venit un tată care, pe cărui față se putea citi adânca și vechea lui durere. Și a zis, poți, ma tale, să vii să te rogi pentru fata mea? Și am spus, te așteptam. Știam că ai să vii, n-am știut că ești tu. Ne-am întâlnit și am văzut o ființă tristă tare, care de tristeță, de prea multă tristeță, s-a închis și în ciuda eforturilor mari pe care părinții le-au făcut ca să o reactiveze la viață să. Toată lupta părinților de un an și mai mult de ani de zile a fost să o convingă pe fata aceasta că merită să trăiești totuși și că merită să lupți și că nu este cazul să abandonezi, nu este cazul să te lași doborât, distrus de tristețea ta. Aceasta au luptat părinții să facă și nu s-a reușit. Nu s-a reușit. Am întâlnit această ființă greu lovită de viață, de experiența ei și închisă total în ea însăși, care a renunțat literalmente la viață, a abandonat lupta. Nu-i mai trebuie nimic, așteaptă altceva. Și am stat de vorbă și am schimbat gânduri și am schimbat rugăciuni și am povestit, am schimbat simțăminte, impresii, ne-am rugat, ne-am întâlnit și a doua zi, din nou ne-am ascultat, din nou ne-am rugat, ne-am întâlnit și a treia zi, din nou, ne-am întâlnit și a patra zi, dar ne-am întâlnit altfel a patra zi. A patra zi ne-am întâlnit așa cum când ne întâlnim în această seară. Deci dialogul nostru a fost liber de produsele unei astfel de stări, de lucruri. A fost liber de așa ceva. A fost incredibil, a fost inimaginabil de frumos. Am văzut multe lacrimi de bucurie. Au venit frații și surorile de la mare distanță cu copiii după ei. Nu le-a venit să creadă. Sora lor este așa de bine. Și am stat cu toții la o masă și am discutat. E semăna cu împărăția cerurilor. Ne uitam după Domnul să-L vedem unde este, că El trebuie să fie aici aproape. Numai El poate să producă și să facă așa ceva într-o viață. Viața de ucenic al lui Iisus este superbă. Este plină de entuziasm. Este de dorit pentru orice fel de om. Merită să trăiești. Este așa de frumoasă că problemele vieții literalmente dispar în negură, oricât de rele ar fi și de otrăvitoare și de apăsătoare.
nu au capacitatea să depășească bucuria pe care o dă ucenicia în compania Maestrului. Versetul acesta, 4, descrie lucrarea pe de-o parte și descrie relația noastră cu Domnul pe de altă parte și descrie permanența ei în fiecare dimineață. Planul lui Dumnezeu e gata cu mine. În fiecare dimineață știu că mă va conduce pe un drum pe care l-a hotărât astăzi. Azi îmi va da ocaziile pe care le-a hotărât El. Astăzi voi trece prin lucruri pe care nu le știu, dar știu că este o zi nouă pe care Domnul mă va ajuta să o trăiesc. Viața de ucenic al lui Iisus nu e vorbă goală. Cuvântul predicat, care nu e însoțit de slujire, cuvântul acesta este o înșelăciune, e o decepție, vorbă goală. Sau slujirea care nu are în ea cuvântul lui Dumnezeu, că noi suntem moderni, nu deranjăm pe nimeni, nici chiar cu vestea bună cum ar putea să scape de cancer, nu-l deranjăm pe un om, spre exemplu, îl lăsăm să moară liniște, că de ce să-l deranjăm? Ucenicul lui Iisus va pune întotdeauna cuvântul și slujirea împreună, slujirea și cuvântul, și acestea două vor ajuta un om să simtă dorul după Dumnezeu, să ajungă să-L cunoască, să devină ucenic al Domnului și apoi să alerge în tot orașul, să cheme toată lumea să devină ucenic al Domnului, așa cum s-a întâmplat la Samaria. Aceasta însemnează ucenic al lui Iisus. A fost întotdeauna tendința aceasta și este poate astăzi mai mult decât oricând ca omul să se ancoreze în ceva vizibil. Fă-ne un Dumnezeu, au spus ei impusei, care să meargă în fața noastră. Vrem să vedem pe cineva. Moise, omul ăsta care a fost adus undeva. Fă-ne un Dumnezeu vizibil. Vrem să vedem un om la amvon, să mergem după el. Ne trebuie un role model. Ne trebuie un model după care să mergem. Și modelul nostru, marele nostru model, rămâne nebăgat în seamă și ignorat și înlocuit cu lucrurile acestea care trec odată cu întrebuințarea lor, un om sau un alt om. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 1. De aici o să citim de la versetul 13. Și o să descoperim că primejdia aceasta a însoțit întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să spun că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu al lui Chifa, altul eu al lui Hristos. Și Pavel întreabă, Hristos a fost împărțit? Care evanghelie v-a spus vouă să deveniți ucenicii lui Pavel? Noi suntem ucenicii lui Pavel, noi ținem cu Pavel, noi ne place epistolele lui Pavel extraordinar de mult. Nu, un frate de la Timișoara lui nu-i plac epistolele lui Pavel. A zis, când mă întâlnesc cu el, am spus, ce te-ai apucat, mă frate, și ai scris așa complicat, acolo ne-a durut capul de ce ai scris acolo, abia aștept să-l văd. El lui nu-i place Pavel, mie îmi place de Petru, frate, și de Iacov, când îți zice drept la țintă acolo, ce atâta cu toate drept? Unul e al lui Pavel, unul este al lui Iacov, unul este nu știu ce. Și Pavel întreabă, păi la aceasta ați fost voi chemați? Așa ați fost voi îndemnați când vi s-a predicat Evanghelia să fiți ucenicii lui Pavel sau lui? Spune versetul mai departe, Hristos a fost împărțit? Adică am împărțit bucăți? Uitați-vă la spectrul orientărilor creștine de astăzi, pentecostal, baptiști, adventiști, creștini după Evanghelie, evanghelici de toate felurile, ortodoxi, catolici. Uitați-vă la această teribilă împărțire care nu este de niciun preț înaintea lui Dumnezeu dacă nu conduce pe oameni să devină ucenici ai lui Iisus. Poate să cheme pe cineva cum l-o chema. Îl cheamă degeaba. Dacă cheamă pe oameni la el și dacă face din oameni tovarăși de ai lui, oamenii aceia vor deveni de două ori mai răi ca el. De-aia spune Pavel aici mai departe, Pavel a fost răstignit pentru voi, cum puteți voi să fiți ucenicii lui Pavel? Cum puteți să fiți ucenicii nu știu cui? Pavel a fost răstignit pentru voi. Și scrie mai departe el, sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Iubiți frați, este ciudat și tragic faptul că în creștinătatea astăzi, persoana lui Iisus nu are suficientă importanță
ca să-i facă pe oameni să se iubească și să se respecte între ei, să nu se judece, să nu se condamne unul pe altul sau să se omoare unul pe altul. E ciudat! Persoana Domnului nu are atâta importanță cât au specificele fiecărei credințe. Aceea este important. Ce mă deosebește pe mine de tine, acela este subiectul. Acela este adevărul, acela e tot adevărul. Deosebirea mea de tine e mai importantă decât deosebirea ta de mine. Și așa se face că unui ucenic cu nu știu cui, eu sunt baptist, eu sunt adventist, și rar astăzi pe pământ mai sunt oameni care să fie ucenicul lui Iisus. Sigur, fiecare denominațiune are istoria ei și are rolul ei în lume și lucrarea ei, Dumnezeu să ajute, dar chemarea generală a fost ca lumea să fie invitată să devină ucenic al lui Iisus. Așa m-am născut. Și ce e cu asta? Te-ai născut așa ca să-L cunoști pe Domnul și să devii ucenic al Lui? Indiferent unde te-ai născut în lumea aceasta, indiferent ce ai moștenit sau ce n-ai moștenit în lumea aceasta, obiectivul vieții este același. Să cunoști pe Domnul, să devii ucenic al Lui. Insistă Pavel aici și în versetul 23, el spune: dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Noi nu ne propovăduim pe noi, spune Pavel. Nu ne propovăduim pe noi înșine. Noi nu aducem oamenii să facem tovarăș de credință cu noi. Nu este acesta obiectivul. Aceasta ar fi o deraiere a marei însărcinări pe care Domnul a dat-o bisericii. Nu, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Menționam la început evangelizarea profesorului Prescott lângă Melbourne. Ellen White a spus cu acea ocazie: acesta trebuie să devină modelul de predicare pentru întreaga biserică din lumea întreagă. Nu știu dacă dorința ei s-a împlinit sau nu. Nu știu dacă ceea ce marele predicator Pavel, care a spus oamenilor: nu vă apropiați de mine, nu sunteți ucenicii mei. Luther a strigat la lume: încetați să vă mai numiți după numele meu, încetați să mai faceți așa ceva. Ellen White a spus: lăsați numele meu în pace. Nu, 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 nu. Noi o să te cităm mai tare decât la prohod. De fiecare vorbă peste tot o să facem din tine ce n-ai vrut să facem din tine. O să... Și așa am făcut. Lăsați numele meu în pace, spune ea. Încetați să mai spuneți Ellen White a zis, Ellen White a făcut. Luther a spus: încetați să vă mai numiți Luthera.